Ion Samoil a vorbit în cadrul unei conferințe de presă organizate săptămâna trecută la sediul PSD Călăraș despre alegerile locale parțiale organizate în luna iunie. În județul nostru vor fi organizate alegeri pentru primăria cu Zavodă și Frumușani, iar Samoil se arată încrezător că PSD va ieși câștigător în cele două localități. Aș începe prin a vă prezenta o situație care este dezbătută la nivel național. După cum știți, PSD la nivel național au făcut demersuri în Parlamentul României pentru înființarea unei comisii de anchetă legată de modul de declarare a situației privind înregistrarea și declararea celor decedați în urma infectării cu COVID-19. Cu toate că în biroul permanent reunit a fost aprobată înființarea acestei comisii, în plenul Parlamentului, actuala coaliție PNL-USR-UDMR au votat împotriva acestei înființării acestei comisii. Acum, întrebarea firească e de ce au vrut sau ce au de ascuns legat de acest subiect. O să rămână să concluzionăm. Dar este clar că sunt niște diferențe între ceea ce se raportează de la nivel de județ și ceea ce se raportează la nivel național. Noi am hotărât să declanșăm o campanie de informare a cetățenilor, pentru că este normal ca cetățeanul să știe cine are de ascuns și ce are de ascuns. Și o să vă prezentăm că acum o să desfășoare această acțiune. Deja am și tipărit un șablon pe care o să-l punem pe toate căile, vă rugăm și pe dumneavoastră dacă sunteți de acord să le multiplicați și să le puneți în publicațiile dumneavoastră. Ea arată așa. Ei sunt cei care au votat împotriva acestei comisii. Noi nu avem USR la Călăraș, așa că vorbim decât despre senatorii și deputații PNL. O să vă distribuim acest carton, o să vi-l dăm și în mod editabil, să publicăm. Nu știm ce se ascunde, dar este clar că sunt lucruri care nu vor să fie populația informată de această situație. Avem informații de la Autoritatea Electorală Permanentă că în luna iunie așteptăm și monitor oficial să vedem dacă o să declanșăm alegeri parțiale în localitățile în care nu au fost validat sau s-au întâmplat alte lucruri și nu avem primari în localitățile. Știți că la nivel de județul Călăraș este vorba de două localități. Frumușanu, care n-a fost primarul, chiar dacă a câștigat, n-a fost validat. Și situația de la Cuzavod. Noi deja am declanșat în cele două localități. Suntem pregătiți. Avem întâlniri săptămânale. Am mers în cele două localități. Desfășurăm în acest moment niște sondaje de opinie. Avem mai mulți doritori pentru a se scrie în această competiție. Este o competiție care ne-am propus și vrem neapărat ca în cele două localități să câștigăm alegerile parțiale și așteptăm vești din partea AEP-ului și a Guvernului să vedem cum o să se joare aceste alegeri și când. Pe 21. 21 este data când a fost anunțată. Vrem să apară și în mod oficial, să fie o chestiune oficială. Săptămânal, după cum știți, noi avem întâlniri cu staful partidului și cu cei care sunt în conducere. Vrem să identificăm lucrurile care merg sau care nu merg în diferite organizații. Vrem să ajutăm primarii și aici fac un accent. Vrem să ajutăm pe cei care sunt nou în funcție să promoveze proiecte pentru dezvoltarea localităților. Avem aparatul de la Consiliul Județean, este la dispoziție, în a-i ajuta ca lucrurile să
meargă și să desfășoare în niște condiții normale și să facă ceea ce au promis în localitățile pe care le conduc ca și primar. Acum, la nivel de Consiliul Județean, am convocat o ședință extraordinară de îndată. Avem niște proiecte de hotărâri care nu suportă amânare și printre ele aș vrea să vă spun că avem deja o obligație semnată avem în partea Comisariatului Județean pentru garda de mediu să le asigurăm un spațiu la punctul de trecere frontieră. Pe toată rata anului să joară o campanie să monitorizăm ceea ce intră și ceea ce iese din țară și avem această obligație, motiv pentru care am pus-o pentru o ședință de îndată. Avem un proiect de hotărâre după multe demersuri făcute cu ADR-ul, avem un proiect pentru spital, anveloparea, eficientizarea clădirilor și am avut niște modificări de adus la proiectul inițial, motiv pentru care nu suporta amânare și o să vedem dacă colegii noștri din opoziție o să voteze alături de noi. Avem un proiect, săptămâna aceasta am avut discuții cu mai multe instituții financiare și legat de creditul care urmează să-l luăm pentru Consiliul Județean. Avem o listă de investiții, am discutat-o cu băncile, am căzut de acord, urmând să aprobăm, pentru că noi am făcut o solicitare și până la urmă împrumutul pe care îl pot acorda și am căzut de acord. Inițial am făcut o solicitare de 27 de milioane și am căzut de acord că ne poate finanța până la 50 de milioane și motiv pentru care trebuie să modificăm lista inițială de investiții, urmând să o aprobăm astăzi în Consiliul Județean. Și nu în ultimul rând, avem astăzi pe ordinea de zi un proiect de hotărâre pentru o asociere cu primăria privind reabilitarea variantei Nord. Avem solicitări din partea multor persoane și multor societăți comerciale. Este într-adevăr și cred că și dumneavoastră și noi mergem pe acea șosea, se desfășoară traficul foarte, foarte greu, motiv pentru care am căzut la înțelegere și cu primăria să facem un parteneriat și împreună să reparăm, să finanțăm și să reparăm acel drum. Legat de Consiliul Județean, în rest, ce să facem? Ne chinuim. Dacă aveam, vă spun așa, unor reprezentanții noștri din Parlament, din actuala coaliție care este la guvernare, dacă s-ar fi aplicat mai mult asupra nevoilor pe care județul le are, probabil că ar fi putut intra și varianta Nord pe finanțare din partea guvernului sau, eu știu, în banii pe care sunt alocați pe infrastructură. Rămâne de văzut dacă o să fie de acord și putem să desfășurăm această activitate.